Acum se întâmplă că, no, din anumite motive, unele colonii nu s-au dezvoltat. Sunt mai mici, am făcut roiul mai târziu, l-am lăsat eu mai slab. Diferite motive. Aceste două lăzi conțin astfel de colonii, măruntele, zic eu, dar la care dezvoltarea este importantă, fiindcă vrem să-i facem și pe ei mari, atât cât se poate, cât ne îngăduie colonia. Și să vedem dacă s-au dezvoltat ceva sau dacă merită să ne batem capul cu ei. La această dată, când coloniile sunt pregătite pentru rapiță, eu aici la mine nu văd rapiță. Probabil lumea s-a axat pe floarea soarelui, așa că și eu coloniile le voi avea pregătite pentru floarea soarelui și flora de câmp. Dar să vedem cum stăm cu coloniile astea mici, cu care încercăm să-i dezvoltăm și pe ei, așa mici cum sunt. Iată, el este în trei rame, nici nu știu dacă a crescut, s-a făcut mic, nu știu ce s-a întâmplat cu el. El este ținut încă sub umbra căldurii, e protejat. Este protejat, dar ce mă interesează pe mine este cum arată puietul. Mic-mic, îl consider un roi târziu. Da, să văd ce a lucrat el așa, măruntind. Odată ce își aduce polen, o să înceapă și el să se dezvolte, dar îi trebuie și miere. Aici e mai greu, că aceste colonii mici își aduc mai greu nectar față de puietul care îl depune matca, adică consumul este mult mai mare față de cât poate să aducă el. Iată, aduce mâncare foarte bine. Matca s-a extins bine cu puietul. Din anumite motive, el și albina mai scade, având o albină bătrână, dar am noroc că să vă arăt. Verific și această ramă și dacă urmăresc totul la un loc, îmi dau seama că este în regulă, își reușește să acopere puietul. Aceste colonii nu merg extinse. Nu merg extinse, le ținem până se umple bine, bine, până eclozează puietul. Aici este risc de răcirea puietului și imediat varoa. Ăsta, varos, nu varoa. Deci această colonie nu merge extinsă și îi țin regimul termic la maxim, căldura la maxim. Nu se întâmplă absolut nimic. Când va ecloza acel puiet, atunci o să reușească să se umple și el cu albina. Îl lăsăm în pace, matca și extinde o oată foarte tare, este o matcă bună, dar din anumite motive n-a reușit să-și facă albina necesar. A fost mic,
a pornit mai greu și el este mic cu o mulțime de puiet, da? Ce fac eu în continuare la această colonie? Ea va rămâne așa cum este, în trei rame, și mă duc să-i aduc mâncare, mieră, o ramă cu mieră pe care eu o descăpăcesc. Sunt și astfel de colonii în stupini, numai că apicultorii nu le prezintă. Majoritatea le desfințează ea acel puiet, dar e păcat să-l desfințesc, fiindcă această mică colonie, într-o lună de zile, va fi și amară. Mă duc să aduc mâncare, am ramele aici în apropiere, așa că dacă vorbesc, mă auziți. Altă ramă bună cu mâncare. Așa. I-am găsit una. Am găsit o ramă, o aduc. Deci nu trebuie să fii descurajat când ai astfel de colonii mărunte, chiar deloc. Doar că o să dureze mai mult un pic până se face mare. Așa ceva, nu ca mărime, ca densitate albine am văzut de curând și s-au procedat la spargerea cuibului. Adică densitatea aceea de albină, pe lângă că se chinuie să țină acea temperatură în cuib, n-are nici mâncare. Plus că i s-a spart cuibul pentru a... nu știu pentru ce. Trebuie să te adaptezi în funcție de colonie, de aceea ești apicultor, mai ales acele persoane se laudă că au zeci de ani de apicultură și nu ajută colonia. Cu frica că li se duce în copac, fac niște lucrări abuzive. Din perspectiva mea, acum, din perspectiva lor, fac ce ori vrea. Aici mai am o ramă cu mâncare. Așa, are hrană suficientă. Bun. Cam atâta poți să-i faci la acest pitic. Mai vii la el peste 10 zile, fiindcă trebuie să eclozeze acea albină și abia după aceea poți să-i faci ceva. În funcție de densitate, se va umple cu puiet și vei putea adăuga eventual două rame mărginașe și se va duce în 5 rame. O să mergem să-i vizităm și vecinul, și vecinul este tot aproximativ în aceeași situație. Anul ăsta am de gând să-i îngrijesc pe toți și pe lângă asta numai că să-i îngrijesc, să văd ce înmulțire fac. O mulțire și, bineînțeles, lupta antivaroa, să fie la maxim. Să mergem la vecinul pitic ăsta, mi se pare că e și mai micuț. Ăsta e mai micuț. Să vedem în ce stadiu este. S-ar putea că unele colonii mai mărunte să se dezvolte și să necesite ceva intervenție. Dar nu toate. Da, ăsta este mai mărunt, mă uitam după zborul de la Urdiniș. El, săracul, este în două rame. Este mai mic.
Mă interesează calitatea reginei, să văd cum depune ouă. Este mai micuț, nici nu credeam că va trece de iarnă. Aceste colonii mărunte sunt predispuse la boli, din păcate. În funcție de cum intervenim noi acum la ei. Deci dacă acum abuzăm un pic, iată să vă arăt. Deci o astfel de colonie mănâncă foarte mult. Aici a fost mieră. Așa, am descăpăcit miere și au mâncat-o. Acum o să vin și le voi descăpăci această ramă pe care e un pic de miere aici. Dar să văd totuși pe cele două rame ce au făcut ele. Mie mereu mi-au plăcut ăștia mărunți, doar pentru că ai o satisfacție să-i faci mari. Din prima impresie deja știu că nu voi adăuga nicio ramă în plus, va rămâne tot pe două rame. Iată, ăsta e foarte, foarte amărât. Va dura până va crește, da? Să știți că o să crească. Deci o să treptat mă uit la puiet până unde s-a extins matca. Nu știu dacă e realistă această matcă. Polenare, mierea e problemă. Și albina e puțină, dar văd că e și pe diafragmă albină. Lucrează un pic și după diafragmă. Deci să-l facem pe ăsta mare, da? Este o provocare destul de grea, dar să știți că nu este imposibilă. Iată, matca și-a extins cuibul foarte mult. Eu sper să înceapă să eclozeze acele albinuțe de acolo cât mai repede, adică 10 zile. Această colonie este doar ținută, cum să vă zic eu, aceasta nu face producție. Dar nu trebuie subestimat. Țin în două rame mai departe, regim termic cât mai bun. Aceste lăși sunt cu fund antivaroa. Aici el are o ramă cu miere, dar eu mă duc să-i aduc una babană. Nu trebuie lăsați fără mâncare. Dacă măsuri, să zic așa, în funcție de o ramă cu miere mai sănătoasă la această colonie, o ia duc. Nu trebuie să te păcălești cu ele, că îl vezi așa mic și are un kilogram de miere. Zici, e suficient, are pentru cât albină este, dar nu este important. Trebuie să vii cu cât mai mult, să-i dai curaj, mă, avem mâncare, suntem mici, dar avem mâncare, nu avem probleme din astea, da? Și atunci vii și îi aduci mâncare, dacă vrei să faci ceva din el. Dacă nu, îl lași cu mâncare puțină și o să-l desfințesc până la urmă, că e micuț. Dar e păcat de mătcuță, ouă foarte, foarte bine. Dacă aveți colonii de gen și vedeți că ouă frumos, e bătut totul cum trebuie, nu vă descurajați, dați-le mâncare acolo, cât mai multă mâncare, mâncare și mâncare. Și eu o să vedeți că ce pot să facă și aceste mici colonii. Așa, deci, teoretic, doar mâncare, da? Atât. Aici e păcat să omor și o singură albină.
e păcat să omor și o singură albină, fiindcă sunt așa la limită aceste albinuțe. Este un efort incredibil de a crește pui. Nu e ca la o colonie mare. Așa și sirop, să-i dai la așa ceva sirop, e dezastru. Mulți o să zică nu, că ăsta trebuie sirop. Cine să prelucreze siropul? Aici n-are cine să prelucreze siropul și l-ai terminat. Cu siropul l-ai terminat. Am regândit în fie tot ce am făcut în anii trecuți, bine, rău, și acum apicultorii din întreaga lume dă sirop, dar eu singur sunt nebunul care zice că nu e bun sirop. Dar la așa ceva, hai să zicem practic, dar cine se ia 200 de grame de sirop care trebuie ventilat, cine să-l ventileze? Se umple imediat cu... se îmbolnăvesc. Bine, acum ați văzut, acești doi sunt prăpădiți, îi îngrijă și pe ei, o să crească fără probleme. Astăzi am filmat și despre colonii frumoase, mari, plăcut ochiului, dar să mă duc un pic la o colonie care a iernat tot în două rame și a pornit ea așa, are o altă vlagă. O să ne uităm în următorul film la ea. Mergem acum.